Cătălindrule l-a atacat pe Claus Iohannis în urma deciziei în altei curs de casație și justiție privind prescripția răspunderii penale, peste 550 de dosare vor fi clasate. Președintele USR dă vina pe Iohannis, pe care îl acuză că vrea control politic asupra justiției împreună cu partenerii de la PSD. Iuda de la Grifco, marele patron al corupției. Claus Iohannis a vândut România unei mafii care a destabilizat justiția și vrea să o controleze politic. Prețul 1,2 miliarde de euro în prejudicii din cele 557 de dosare de mare corupție care urmează să fie clasate. 8 ani de regim, Iohannis au distrus economia, bunăstarea și acum ultima speranță de dreptate a românilor. A fost metodic, apozat în campion al cinstei, dar acum vedem clar ce a urmărit. Un parteneriat toxic cu PSD pentru a alimenta camarila de firme și pile cu impunidad. a transmis președintele USR pe o rețea socială. Clasarea celor peste 550 de dosare de corupție ar veni în urma aplicării deciziilor CCR și ICCJ privind prescripția. DNA susține că prin aceste decizii infracțiunile de corupție asimilate corupției sau fraudele cu fonduri europene ar scăpa de acuzații pentru că vor fi obligați de lege să închidă dosarele. ICCJ susține că legea se va aplica și retroactiv conform principiului legii penale mai favorabile. Cătălin Drulă îl acuză pe Iohannis că i-a trădat pe românii care l-au votat cu bună credință. Oamenii cinstiți din România trăiesc mai prost și se uită cum clasa de privilegiați a marelui trădător de la Cotroceni se îmbuibă cu nemiluita. Și oricât își dorește acest dictator închipuit, opoziția e aici și nu pleacă nicăieri. Ne vom lupta cu sistemul lui mereu și peste tot, iar în 2024 regimul Iohannis va fi istorie. Ne revine responsabilitatea de a repara dezastrul după el, a concluzionat Cătălin Drulă.